Președintele Klaus Iohannis a profitat de prezența sa la ședința PNL pentru a lansa un nou atac la adresa actualei guvernări. În opinia sa, adevăratul obiectiv al coaliției PSD-ALDE a fost să demonteze justiția, iar creșterea salariilor este o păcăleală. Șeful statului a afirmat că situația în care se află România în prezent este proastă și a acuzat Partidul Social Democrat că a făcut românilor o serie de promisiuni optimiste, cum ar fi creșterea salariilor și a pensiilor și crearea de locuri de muncă, însă acestea nu s-au concretizat. Au început să demonteze justiția românească, au început să o pună sub control, să inhibe lupta anticorupție și au dat seama că lumea așteaptă altceva și au pus în operă o păcăleală prin care au spus oamenilor că le cresc salariile și pensiile, a declarat Klaus Iohannis. Potrivit acestuia, românii privesc în mod pesimist viitorul în pofida faptului că în urmă cu 2 ani PSD a preluat o țară cu o economie stabilă și cu o poziție bună la nivelul structurilor euroatlantice, care începuse să fie respectată la nivel internațional. Șeful statului a adresat acuze și poliției române, reproșându-i că ridică de pe stradă persoanele care se exprimă împotriva PSD.